Ișvan Kovač Vaflera, finalul acestei partide. Mărturisesc că după gestul pe care l-a făcut Kovač, mi s-a părut că l-a eliminat pe Flaviu Stoican, că l-a trimis în tribune. Da, asta aștepta Ișvan Kovač, ca Flaviu Stoican să părăsească banca. Mulți nervi, puțin, foarte, foarte puțin fotbal, aproape deloc, aș spune, aici la Chiașna. Suntem în al 7-lea minut al prelungirilor.